Bună seara! Mulțumesc că participați la această întâlnire, care are un obiect foarte clar, și anume, în urma discuțiilor pe care le-am purtat și în guvern săptămâna trecută, astăzi am avut o nouă discuție cu mediul de afaceri și de asemenea am primit semnalele politice, toate referindu-se la o măsură economică, care evident nu este singulară, dar care se înscrie într-un pachet de politici economice pe care le-am promovat încă din 2012, un pachet de politici economice care să asigure creștere economică, dezvoltare pentru România. Și anume, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale ca măsură care să aibă ca scop principal crearea de locuri de muncă sau fiscalizarea acelor locuri de muncă care există în acest moment în economie și care sunt în acest moment pe ceea ce numim în limbajul comun piața neagră. Cred că este esențial pentru România ca să vedem exact de unde am pornit, care sunt lucrurile pe care le-am implementat ca politici economice în perioada 2012-2014, pentru a ști care sunt deciziile esențiale de luat în perioada care urmează. Vreau să mulțumesc mediului de afaceri și reprezentanților mediului de afaceri, care și azi, în cadrul întâlnirii, cred că și în prezența dumneavoastră, au reafirmat foarte clar sprijinul pentru această măsură, o măsură care, de altfel, a venit tocmai din zona mediului de afaceri, a fost ulterior însușită de colegi din alte partide politice, PNL, PDL și de guvernul pe care îl conduc. Vreau de asemenea să constat cu plăcere faptul că din punct de vedere al susținerii parlamentare, nu doar că proiectul de lege a fost votat în unanimitate, dar am văzut astăzi declarațiile domnului Blaga, mă bucur că nu s-au răzgândit și că vor vota din nou proiectul de lege. Însă spun foarte clar că reducerea contribuțiilor de asigurări sociale reprezintă în mod clar o decizie de politică economică care are ca scop sprijinirea mediului privat în crearea de locuri de muncă. Principala problemă și principala provocare pentru România în perioada care urmează. Această măsură poate fi în mod sigur nu doar adoptată, ci și poate fi păstrată în anii care urmează și dincolo de calculul strict contabil sau, cum ar spune cineva, de contabil de CAP, care doar adună pe o hârtiuță ceva, este sustenabilă din punctul de vedere al politicilor economice și fiscal-bugetare pe care le-am promovat în ultimii 2 ani și jumătate. Evident că atunci când iei decizii importante, acestea reflectă o gândire economică. Dacă azi am fi avut același mod de abordare strict, strict numeric și contabil, niciodată România n-ar fi avut cotă unică. Niciodată n-am fi redus TVA-ul la pâine. Cred sincer că niciodată nu l-am fi crescut cum l-am crescut în 2010, afectând grav economia. Este important însă că în baza rezultatelor obținute în cei 2 ani și jumătate, să arătăm foarte clar că și acest impact negativ de 4,8 miliarde de lei, bani care rămân la firmele private. Atenție, nu se pierd acești bani, nu se cheltuie, nu pleacă din țară, sunt bani care rămân la firmele private, cei 4,8 miliarde de lei, pentru că am scăzut, evident, ceea ce nu mai are de plătit statul și instituțiile bugetare. Iar aceștia sunt recuperați prin 1,3 miliarde de lei încasări în plus la CAS, CASS, contribuții de șomaj, impozit pe venit, 1,25 miliarde încasări în plus din TVA ca urmare a potențialelor noi investiții, pentru că am discutat cu mediul de afaceri și acești bani nu îi duc acasă într-un seif, ci e vorba de bani care rămân în firme pentru crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, în baza noii legi a insolvenței și a studiilor pe care le-am făcut, recuperarea doar a 10% din cei 41 de miliarde de lei pe care
bugetul iară de recuperat de la firmele aflate în insolvență înseamnă venituri de 4 miliarde, 1,9 reducerea cu 10% a evaziunii fiscale estimată la CASE și o să vedeți că atunci când în 2009 guvernul a decis creșterea cotelor de contribuții de asigurări sociale, veniturile au scăzut. Deci am mărit evaziunea fiscală prin acea creștere din 2009. Creșterea salariului minim în 2015 și veniturile la buget din creșterea economică nominală în 2015, în plus față de aceste elemente de calcul bugetar, cel mai important efect pe care îl urmărim și pe care cred că orice guvern care va veni după acest guvern trebuie să-l urmărească, este aceea de a crea noi locuri de muncă, de a sprijini printr-o politică de stimulare investițiile străine directe, recuperarea arieratelor firmelor private la buget, scăderea evaziunii în ceea ce privește CASE și scoaterea la fiscalizare, la alb, a unui număr important de locuri de muncă. Vreau să prezint cât de succint pot cele 12 domenii care ne permit să considerăm acum că există momentul economic în care putem lua această decizie, spunându-vă de la început ceea ce am spus și reprezentanților mediului de afaceri, dacă nu luăm această decizie în acest an cu atât de multe elemente pozitive, e clar că nu o vom mai lua niciodată și probabil orice guvern, indiferent de orientare ideologică, va răspunde doar considerentelor strict contabile sau de politică și nu va lua această măsură. Vreau să remarcați faptul că România a trecut de la cea mai gravă recesiune de după anul 2000 la o creștere economică stabilă și bine fundamentată, primul loc din Uniunea Europeană, de 3,9% și că, în conformitate cu previziunile atât ale instituțiilor internaționale cât și ale experților, această creștere economică poate fi sustenabilă în măsura în care îndeplinim câteva condiții de stabilitate și predictibilitate. Cel mai important lucru cerut de către mediul de afaceri a fost căderea fiscalității și a impozitării forței de muncă. În ceea ce privește deficitul, am văzut că există un mare interes din partea celor care ne-au criticat pentru modul în care putem gestiona deficitul bugetar. Vreau să remarcați doar că de la un deficit de 9% în 2009, 6,8, 5,5, adică de la cei care ne vorbesc despre deficit, România a reușit din Uniunea Europeană una din cele mai drastice ajustări ale deficitului bugetar și în 2012-2013 am reușit să scădem sub procentul de 3%, am ieșit din procedura de deficit excesiv și cu siguranță și în anul 2014, lucru certificat de partenerii noștri internaționali, România își va respecta toate obligațiile legate de ajustarea deficitului bugetar. Vreau să spun că aceste lucruri au fost realizate și mi-aș dori să nu se uite acest lucru, în condițiile în care am avut de achitat peste 3 miliarde de lei titluri executorii, hotărâri judecătorești la salarii ale bugetarilor care au dat în judecată guvernul și au câștigat, restituirea contribuțiilor de asigurări de sănătate la pensionari, cele pe care am început să le restituim încă din luna iunie 2012, și a hotărârilor judecătorești privind restituirile de proprietăți și arieratele companiilor de stat. De asemenea, 6 miliarde de lei au fost plătite începând cu 2012, reprezentând arierate la spitale, medicamente, autorități locale și alte datorii moștenite din perioada 2009-2012. De asemenea, peste 3 miliarde de RON, despăgubiri pentru titlurile executorii și restituirea proprietății în ceea ce privește restituiri de proprietăți și condamnări la CEDO. De asemenea, România în 2012-2014 și-a achitat toate tranșele care rezultau în urma împrumutului de 20 de miliarde de euro făcut
la Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială în 2009 și evident nu ne-am mai împrumutat niciun dolar sau niciun euro, dar am plătit ceea ce România a angajat în acel an 2009. Ni s-a spus atunci că avem un buffer, o rezervă în trezorerie de peste 3 miliarde de lei. Evident, aveam datorii mult mai mari. În acest moment, acea rezervă din trezorerie este de aproape 6 miliarde, acoperind 6 luni de finanțare în orice situație. Din fericire, România a trecut de la una din țările cele mai aflate în cel mai mare risc de faliment, la una din țările care, cel puțin în regiunea noastră, este considerată cu riscul cel mai scăzut și asta implicit asigură nu doar investitorii, dar și creditorii internaționali ai României în ceea ce privește capacitatea noastră de a ne îndeplini obligațiile. S-a reflectat acest lucru în scăderea de aproape 5 ori a costurilor la care România se împrumută. Asta înseamnă că cei care vin după acest guvern și au de plătit la titlurile de stat la 7, la 10, e adevărat, am reușit și emiterea de titluri de stat la 30 de ani, vor plăti mult mai puțin costuri cu dobânzi decât o facem noi în prezent. Cel mai important lucru este că România, după 2012, a reușit să-și relanseze producția industrială și să redevină competitivă pe piața europeană și internațională. Ori, pentru acest lucru, este extrem de important ca acest trend de reindustrializare a României să fie sprijinit prin scăderea costului muncii. Pentru că România este competitivă având un nivel de salarizare scăzut, este însă necompetitivă în ceea ce privește modul de impozitare a forței de muncă și, dincolo de ceea ce am reușit să facem în ceea ce privește schemele de ajutor de stat, facilitățile pentru anumite sectoare industriale, acest sprijin pentru toate companiile private se va reflecta în continuarea creșterii investițiilor în zona industrială. Vreau doar să știți că de la mai puțin de 30 de miliarde de euro în 2009, în 2013 și în 2014 vom depăși cifra de 50 de miliarde. Asta înseamnă că actuala creștere economică, spre deosebire de alte perioade, este o creștere economică sănătoasă care trebuie susținută, nu se face pe speculații financiare sau imobiliare, ci pe o capacitate economică a României care trebuie transformată în capacitate de dezvoltare. Investițiile străine directe, după ce au avut în 2011 cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, au continuat să crească și pe primele luni ale anului 2014 sunt în creștere față de 2013. Asta înseamnă interes și încredere al investitorilor străini. Cel mai important lucru nu sunt investiții financiare, adică investiții volatile, ci investiții în economia reală, în industrie, în producție, în servicii și acest lucru ne permite să avem această creștere sustenabilă și stabilă. Despre fondurile europene, vreau ca cifrele să vorbească singure, de la 6,3% în 2011 la 36% în acest moment, pe primul semestru al anului 2014, în condițiile în care avem în continuare pe toate programele operaționale deblocate în anii trecuți, lucrări în execuție și lucrări de decontat. Iar strict în cifre, de la 1,4 miliarde de euro absorbite în perioada 2009-2012 la 5,4 miliarde în perioada mai 2012-iunie 2014. Pe zona de infrastructură, deși cea mai mare problemă a fost la programul operațional sectorial transporturi, în zona de infrastructură mare, am reușit să dăm în folosință un număr superior de kilometri de autostradă, iar în acest moment toate
investițiile începute din programul operațional sectorial transporturi pe zona de autostrăzi, deci pe infrastructură rutieră, se află în derulare. Evident că am adoptat și măsuri mai puțin populare, dar necesare. Puteam să facem ca în perioada 97-2000 să mărim acciza la 14 cenți la litru și să facem 0 km. Ne-am asumat o măsură de creștere cu 7 cenți la litru, care sprijină cofinanțarea lucrărilor în infrastructură și, în plus, pentru transportatorii rutieri licențiați, o parte importantă din această acciză se întoarce pentru cei care pot să prezinte facturi și care, în acest fel, fiscalizează întreaga activitate. Vreau să remarc că am reușit să redeschidem 12 spitale și 12 să fie transformate în centre de sănătate din cele care au fost închise, să deblocăm angajările la profesori și la medici și, de asemenea, 300 de milioane de euro din fonduri europene au fost realocate pentru investiții în infrastructura de educație, iar la fel s-a întâmplat și la sănătate. În aceeași perioadă, subvențiile pentru agricultură au crescut cu 40% și în acest moment România plătește de la 100 de euro pe hectar, în anul 2011, 159 de euro și această tendință de creștere se păstrează în perioada următoare. Tot în acești 2 ani și jumătate, de la tăierea salariilor cu 25% și a pensiilor, toate reîntregirile de pensii și salarii au fost sustenabile și atunci ni s-a spus că nu o să reușim, o să băgăm țara în criză. Țara s-a dezvoltat și s-a făcut dreptate socială și lucrul acesta s-a văzut mai departe în toate măsurile de reparații față de nedreptățile comise asupra unor categorii sociale și profesionale. Câștigul salarial mediu a crescut cu 14% în 2012-2013 și peste 1 milion, de fapt 1.200.000 de români au beneficiat de creșterea salariului minim de la 670 de lei la 900 de lei în acești 2 ani. Alături de aceștia, categorii speciale, medicii rezidenți, profesorii debutanți, sunt cei care au primit în mod real creșteri de venituri. Pensia medie lunară de asigurări în zona de asigurări sociale de stat, de la 734 de lei în 2009, a fost prima dată când am reușit să aplicăm prevederile legii privind indexarea pensiilor, 811-845 în 2014 și conform strategiei fiscal-bugetare 2015, pensia medie va fi de 885 de lei, păstrând indexarea așa cum am făcut-o până în acest moment. A trebuit să restituim către 2 milioane de pensionari acele cote de contribuții de asigurări de sănătate colectate abuziv de către guvernul anterior și de asemenea 223.000 de pensionari care au avut recalculate în sens pozitiv pensiile în urmare ca deciziei Curții Constituționale. De asemenea, am modificat și aplicat legea privind grupa 1 de muncă și facilitățile acordate pensionarilor din diverse categorii. 230.000 de jandarmi, polițiști și alte persoane cu statut militar beneficiază de sporuri pentru zilele lucrate în weekend și, de asemenea, creșterile în diverse alte sectoare au fost și s-au dovedit sustenabile în ciuda tuturor semnalelor de alarmă. Vreau să revin însă la problema care nu a fost rezolvată și pe care trebuie Guvernul României să o rezolve. A recuperării locurilor de muncă pierdute din 2009 încoace. Peste 530.000 de locuri de muncă au fost pierdute în perioada 2009-2012. Am recuperat foarte puțin din acestea, doar 140.000 de locuri de muncă. Important este ca prin toate programele de stimulare a angajării, dar mai ales printr-o politică de reducere a fiscalității în domeniul muncii, să revenim
la rapid la numărul de persoane cu contract de muncă pe care l-am avut înainte de perioada 2009-2012 și să ajungem în termen mediu la acel obiectiv fundamental al României și anume de a avea mai multe persoane salariate decât numărul de pensionari. Rata șomajului a rămas printre cele mai mici din Uniunea Europeană și deciziile fiscale pe care am putut să le punem în oglindă cu cele adoptate în perioada 2009-2012, atunci când taxa pe valoare adăugată a crescut de la 19% la 24%, când contribuțiile de asigurări sociale au crescut cu 3,3 puncte procentuale, majorarea accizelor, a impozitelor pe clădiri și acea regulă de 1 la 7 în ceea ce privește angajarea în domeniul bugetar, am aplicat și am făcut sustenabilă scăderea TVA la pâine și evident că putem în acest context să continuăm ideea unui TVA diferențiat pe anumite categorii de produse alimentare. Am introdus de la 1 iulie scutirea de impozit a profitului reinvestit. De asemenea, se spunea că nu se poate, se poate și va ajuta foarte mult investirea acelor sume provenite ca profituri ale companiilor. De asemenea, s-a menținut cota unică de 16%, un alt pericol despre care se vorbea foarte des, cum se va schimba sau va crește, de fapt, cota unică, că ideea nu e doar a cotei unice, ideea este a unei impozitări și a unei fiscalități reduse. Și am putut să susținem toate aceste măsuri, adoptând, e adevărat, alte măsuri care țin de partea de politică fiscal-bugetară. Un lucru important care a apărut în discuția publică și asupra căreia mi-aș dori ca toată lumea să aibă datele corecte și concrete. Pe primul semestru al anului 2014 am încasat ca venituri la bugetul de stat cu 3 miliarde de lei în plus față de anul trecut. Deci ar fi, dacă s-ar menține acest trend, 6 miliarde de lei încasări suplimentare față de anul trecut. Important este însă că acest trend trebuie să crească, nu se mențină doar în acest fel, atâta timp cât în sfârșit, după nenumărate blocaje, avem în vigoare noul cod al insolvenței, atâta timp cât am aplicat schema de restructurare a ANAF în baza acordului și a programului cu Banca Mondială, motiv pentru care din aceste creșteri bugetare, de încasări bugetare, am putut să acoperim descreșterea deficitului. Pentru că noi nu rămânem la același nivel de venituri și cheltuieli, ci având o scădere constantă a deficitului, practic de fiecare dată creșterea de venituri trebuie să fie completată de scăderea unor cheltuieli bugetare. Mai este un lucru important pe care vreau să-l prezint opiniei publice. Important este că modul de efectuare în baza noii politici a ANAF, a inspecțiilor fiscale, s-a reorientat în sfârșit nu spre persoane fizice, ci spre companii, spre cei care cu siguranță plătesc taxe și impozite în așa fel încât cheltuielile bugetare să fie sustenabile și politicile economice, așa cum este reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, să fie în continuare o măsură economică pe termen lung, care să sprijine crearea de locuri de muncă. Având în vedere toate aceste date pe care le-am pus la dispoziție atât partenerilor noștri internaționali, mediului de afaceri, coaliției de guvernare, dar cu siguranță și celorlalți reprezentanți ai opoziției care au votat proiectul de lege în Parlament, vreau să asigur încă o dată de faptul că reducerea contribuțiilor de asigurări sociale este o măsură nu doar sustenabilă, dar este o măsură care ne poate ajuta, alături de celelalte măsuri deja adoptate, spre obiectivul fundamental, și anume crearea de noi locuri de muncă și fiscalizarea celor locuri de muncă care în acest moment sunt în zona nefiscalizată, în zona de economie neagră.
Este vorba despre o decizie de politică economică pe care guvernul a adoptat-o și o susține în continuare, pe care Parlamentul a sprijinit-o și pe care mediul de afaceri o salută și o sprijină în ceea ce privește implementarea. Cred că este un moment pozitiv pentru economia românească și cred că în baza tuturor acestor date, repet, putem să sprijinim transformarea creșterii economice în dezvoltare economică prin crearea de locuri de muncă și un nivel de viață atât al celor din zona activă, dar și al celorlalți, așa cum am prezentat, din întreaga societate. Era important să transmit acest mesaj, sunt absolut convins că vom avea sprijinul Parlamentului în implementarea sa și sunt absolut convins că aceste realizări obținute în 2 ani și jumătate prin efortul și prin sacrificiile făcute de către toți românii trebuie să fie sprijinite prin politici fiscal-bugetare care să ajute la crearea de locuri de muncă fiscalizate, la încasarea la buget a taxelor și impozitelor care să ne permită sustenabilitatea pe termen lung a pensiilor și a serviciilor sociale și să dea României o șansă în viitor de a continua să se dezvolte în această direcție. Acestea erau datele, le aveți și dumneavoastră, e vorba de cifre, de grafice, de lucruri foarte concrete și sunt convins că în baza acestora, fiecare dintre cei care au de decis, la nivel parlamentar vorbesc, dar și fiecare dintre cetățenii acestei țări, vor ști mai departe ce consideră că este bine să adoptăm. Vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă aveți vreo întrebare strict pe această temă, vă răspund. Dacă nu, vă mulțumesc. Claudia Pârvoiu Hormios. Doamna ministru Ioana Petrescu a declarat săptămâna trecută că studiile legate de modul în care va fi acoperită reducerea CAS nu sunt publice, însă se află la femei de o lună. Dar reprezentanții femeii au declarat într-o conferință de presă că încă așteaptă din partea guvernului român măsuri de compensare. Până la urmă, care este realitatea? Cine spune adevărul? Femeii de realitatea este cea pe care v-am prezentat-o astăzi și mai departe, sigur, fiecare va putea să decidă. Vă mulțumesc. Iana Știrlea, Digi24. De ce nu i-ați prezentat această realitate și președintelui Traian Băsescu? Pentru că înțeleg că interesul este să promulge această lege. Mai sunt 2 zile. De ce nu știu care este interesul domnului președinte Băsescu. Nu, al guvernului. Interesul guvernului este de a guverna bine, de a demonstra cetățenilor acestei țări care este situația economică pe care am preluat-o în mai 2012 și ce am putut să facem în acești 2 ani și jumătate, ce ne propunem să facem până la finalul mandatului, în 2016, iar guvernul este sub controlul Parlamentului. Din acest motiv nu a fost adoptat un alt act normativ, ci un proiect de lege pe care ambele camere ale Parlamentului l-au dezbătut și l-au aprobat. Veți trimite această prezentare și administrației prezidențiale, având în vedere că mai sunt 2 zile termen, timp în care șeful statului... Eu nu am făcut această prezentare pentru domnul Băsescu. Eu am făcut această prezentare pentru cei în fața cărora guvernul are obligația să răspundă, și anume Parlamentul României și cetățenii acestei țări. Sunt convins că, dacă dorește, domnul Băsescu are acces la aceste date. Domnule premier, din câte știu eu, dumneavoastră aveți funcția de premier, pe când Traian Băsescu are funcția de președinte. Cum comparăm? Am văzut acolo guvernare economice. Nu comparăm mere cu pere, cumva? Și doi la mână. Pe autostrăzi am văzut acolo foarte mulți kilometri. Mizele politice vă aparțin. Eu am prezentat niște date. Păi cum prezentați datele dacă vorbim de o guvernare făcută de un premier și cum avem guvernare făcută de președinte? Ciudat. Convins că veți decide dumneavoastră. Doi la mână. Pe kilometri de autostradă, vorbim de autostrăzi, de kilometri de autostradă inaugurați din proiectele din vechile guvernări. Câți kilometri de autostradă noi, din proiecte noi făcute în ultimii 2 ani, s-au inaugurat? Nu. Vreau să explic încă o dată. România construiește autostrăzi, în special din fonduri europene cofinanțate. Programul operațional sectorial transporturi a fost blocat în urma auditurilor realizate în noiembrie 2011 și din acel moment noi am reușit în cele mai multe dintre cazuri,
nu doar să deblocăm programul operațional sectorial, dar să și relansăm acele sectoare licitate și blocate din alte motive. Exemplul cel mai clar, pe care sunt convins că îl cunoașteți, este al segmentelor Nădlac-Arad, în care lotul 1 a fost câștigat de firma Romstrade, intrată în dificultăți în urma problemelor judiciare, iar lotul 2 de firma Alpine, care a intrat în insolvență. Ambele au fost relicitate. Lotul 1 este finalizat în acest an, lotul 2 este în procedură. La fel s-a întâmplat cu foarte multe alte sectoare, pentru că, din păcate, pe fiecare dintre ele au fost probleme. Lotul 3 de la Sibiu-Deva este în aceeași situație, se lucrează în acest moment. Deci acesta este partea de infrastructură. Da. Kilometri din proiecte noi. Aveați un proiect propriu și personal, Comarnic Brașov, trebuia semnat de câteva luni, nu se mai aude nimic. Repet, ce s-a dat în folosință sunt proiecte vechi. Este în negocieri. Eu cred că proiectul Comarnic Brașov este în continuare un proiect strategic pentru România și evident că îl va inaugura altcineva, nu eu, atunci când va fi gata. Dacă îmi permiteți o întrebare, ați eliminat 90 și ceva de taxe cu un impact de aproximativ 1 milion de lei, doamna ministru. În schimb, două taxe, odată acciza la motorină, ca să nu mai vorbesc de taxa pe stâlp, doar taxa pe stâlp impact de 1,5 miliarde de lei. Nu prea e egalitate. Vreau să vă explic când e vorba de politici fiscal-bugetare. Taxa privind construcțiile speciale a fost eliminarea, de fapt, a unei excepții. Și așa cum până la urmă se plătesc impozite pe toate tipurile de construcții și clădiri, și acestea care au fost exceptate și care nu aparțin persoanelor fizice, ci unor companii, au intrat în această idee de lărgire a bazei de impozitare. Și așa cum ați găsit și acolo, am avut măsuri de creștere a veniturilor și măsuri de scădere a cheltuielilor.